Bine v-am găsit la știrile în limba moldovenească și iată care sunt principalele teme ale ediției. Astăzi la uzina Litmaș a fost deschisă cea de-a doua secțiune de turnare. Copiii sunt sub control, în Republica a luat start operațiunea Minorul. Ziua ușilor deschise în noul centru de cultură și răgaz Mir i-au întâmpinat pe copii și părinți. Uzina Litmaș din capitală a împlinit 115 ani. Astăzi acolo a avut loc deschiderea solemnă a celei de-a doua secțiuni de turnare. Prima secțiune de turnare a Litmașului a fost deschisă în martie 2011. A doua, spune directorul general al uzinei, este mult mai modernă și permite producerea unui spectru larg de articole după diverse tehnologii. Tehnologia folosită acum este turnarea în amestec de lut și nisip. Ea ne va permite automatizarea procesului de producere. Spre exemplu, timp de o oră, manual poate fi executată o singură turnare, iar datorită tehnologiilor noi, 20 de turnări pe oră. La fel s-a vorbit și despre perspectivele dezvoltării întreprinderii. Noi planificăm până în anul 2018 majorarea volumului de producere de 3-4 ori. Pavel Demianovici lucrează la uzină peste 50 de ani și a început activitatea în calitate de student, apoi a fost turnător. Acum, fiind pensionar, a hotărât să lucreze dispecer. Dumnealui spune că se mândrește cu serviciul său. Avem tehnologii noi. A fost organizat terenul de amestecuri de întărire rece. Lucrăm cu cuptoarele de inducție. Calitatea turnării considerabil a crescut. Iar aceasta este secția de montare, care a fost deschisă 5 ani în urmă. Producția acesteia este exportată pe piețele Rusiei, Belorusiei, Ucrainei și Azerbaidjanului. Suntem fericiți că avem de lucru, că avem comanditari. Sperăm că vom lucra și ne vom dezvolta încă mai mult. Noi piețe de desfacere, creșterea producerii, existența comenzilor și elaborarea noii producții. Muncitorii de la uzină activ lucrează și cu optimism privesc în viitor. Alimentația pentru copii la un preț unic astăzi în orașele și raioanele Republicii, plata achitată pentru grădiniță, este diferită. Se planifică ca situația să fie schimbată către primăvara anului viitor, din contul majorării treptate, dar neesențiale, a plății pentru alimentație. Anastasiei îi plac bucatele de la grădiniță. Practic toate îi sunt pe gust, dar are și preferate. Îmi place budinca, sucul, compotul. În grădinița numărul 17 din capitală, alimentația e de 4 ori în zi. Lucrul la bucătărie fierbe ziua întreagă. Mult îndrăgita budincă, supa și compotul fac parte din meniul de prânz. Zilnic în meniul copiilor avem carne, pește, lactate, toate bucatele sunt balanțate. Meniul este calculat în așa mod ca toate proteinele, grăsimile, glucidele să persiste în meniul copiilor. Întreținerea unui copil în zi costă 16 ruble 80 de copeci. Dacă copilul frecventează grupa cu regimul de aflare de 12 ore, apoi plata constituie 9 ruble. De 10 ore, mai puțin de 7 ruble. Restul îl achită caznaua locală. Creșterea plății este legată de faptul că se planifică să fie egalată plata pentru frecventarea grădiniței întreaga regiune. Plata presupusă este neesențială. Unul sau două niveluri de calcul al salariului minim. Pentru copiii care frecventează grădinițele cu regim de 10 ore, se adaugă un nivel de calcul, 12 ore și mai mult, două niveluri. În lună, în capitală, se va plăti cu 20-70 de ruble mai mult ca acum. În grădiniță spun că, în general, părinții înțeleg situația. Cred că aceasta e și normal. Toate produsele se scumpesc la piață. Calitatea alimentării e foarte bună. Nepoțica este satisfăcută. Plata ce o achită părinții va fi majorată treptat în decursul a unei jumătăți de an. Către luna aprilie, prețul trebuie să fie unic pentru toate instituțiile preșcolare din Republică. Ziua ușilor deschise, noul centru de cultură și răgaz Mir i-au întâmpinat pe copii și părinți. Toți cei prezenți au putut vedea în care secții pot fi dezvoltate capacitățile creative și, ce e mai principal, nu departe de casă. Astăzi în centrul de răgaz Mir se ocupă deja mai bine de 200 de copii și acesta e doar începutul. Planifică să primească cam tot atâția. Propunem colective coreografice, vocale, colective dramatice, de artă decorativă aplicată. Cred că oamenilor le va fi interesant la noi, deoarece avem un spectru larg de posibilități de la 3 ani și până la infinit. Am venit astăzi pentru prima oară. Vrem să frecventăm studioul de circ. Locuim nu departe. E foarte comod și clădirea e nouă.
Studii ourile de circ și dansuri, cercurile de biser și broderie, mai bine de 15 grupe creative, pentru orice gust și vârstă. Conducerea centrului spune că nu se vor opri la aceasta și în scurt timp vor apărea noi direcții pentru creația copiilor. La moment în Nistrenia sunt însămânțate numai 52% din terenurile planificate pentru cerealele de toamnă. Compania de însămânțare, spun în Ministerul Agriculturii, trebuie accelerată. Grație menținerii timpului cald, lucrările pot fi efectuate încă 2-3 săptămâni. Specialiștii domeniului remarcă că această problemă trebuie soluționată urgent în fiecare gospodărie agricolă. Pentru ca plantele să se dezvolte și să intre bine în iarnă, sunt necesare 40-45 de zile. De aceea, conducerea Ministerului Agriculturii sfătuie fermierii să semene în ultima decadă a companiei soiuri cu o perioadă de vegetație scurtă. Semănați până în ultima zi caldă. Eu mereu aduc drept exemplu experiența agrarienilor din Rostov. La ei grâul răsare în luna martie și obțin recolte prielnice, câte 40 de centenere la hectar. În total, Ministerul de Resort a planificat însămânțarea 85-87.000 de hectare de grăunțoase de toamnă. Din 2014, numărul acestor terenuri se mărește. La moment a apărut necesitatea de a întocmi un registru în care vor fi fixate toate terenurile agricole. Datorită acestui fapt, se poate efectua controlul culturilor semănate, deoarece fertilitatea solului se află la baza creșterii productivității culturilor agricole. Antreprenorii neglijenți care nu respectă asolamentul vor fi trași la răspundere. Rugăm toți lucrătorii din ramură să fixeze terenurile sale. Noi trebuie să determinăm precis pe care suprafață ce culturi semănăm. Să respectăm legea comună. 7% semănăm răsărită, 30-40% din toate terenurile să fie însămânțate cu grăunțoase. Celelalte culturi se pot schimba. E foarte rău dacă nu se respectă asolamentul. Sunt agricultori care adesea al doilea an seamănă pe unul și același teren în grâu. Pe solul dat apar vătămători și buruiene, deci suntem nevoiți să cheltuim iarăși surse adăugătoare pentru combaterea lor. Paralel, agricultorii multor gospodării deja au finisat recoltarea florii soarelui, una din cele mai importante culturi strategice în Republică. În alte firme agricole, lucrările continuă. Recolta medie în Republică este de 21,5 centenere la hectar. Asemenea rezultate nu au fost de mult. Cifra este îmbucurătoare și prognozările specialiștilor cu încetul se realizează. Pe primul loc s-au plasat agrarienii din raionul Kamenka, care au obținut o recoltă de răsărită de 27 centenere la hectar. În ambarul statului, la moment, sunt adunate în total circa 77.000 de tone. Se planifică să obțină 100-105.000 tone. Familia, părinții, în primul rând, contribuie la dezvoltarea personalității copilului. Însă, cu regret, sunt cazuri când familia face abuz de alcool, duce un mod de viață asocial, atunci copilul suferă și, în rezultat, poate lua aceeași cale în viață. În astfel de cazuri, în ajutor minorilor, le vine Consiliul de Tutelă. Actualmente, foarte des putem urmări cazuri când copiii trăiesc împreună cu bunicii, iar părinții se află peste hotare și își văd odraslele o dată sau de două ori în an. Totuși, acești părinți nu trebuie nici într-un caz să uite de obligațiunea de a-și educa copiii, de care ei nu sunt eliberați. În caz dacă părinții pleacă peste hotarele Republicii Moldovenești-Nistrenia, ei sunt datori să se adreseze în organele de tutelă. Atunci copilul va avea un reprezentant legitim, care va avea grijă de el și va fi apărat. În legătură cu faptul că fiica lucrează peste hotare, Elena Nicolaevna s-a adresat la Consiliul de Tutelă pentru a întocmi tutela asupra nepotului minor. Eu doresc să o formez acest document, căci mama acum vine mai rar și avem nevoie de el. Astfel de cereri sunt primite adesea la Consiliul de Tutelă. Părinții trebuie să știe că plecând peste hotare, e nevoie aici să rămână o persoană care ar fi responsabilă de viața și activitatea copilului. Tutore poate fi rudă apropiată, însă la Consiliul de Tutelă sunt adesea examinate și alte cazuri. Spre exemplu, două prieteni au fost reținute noaptea în stare de ebrietate, copiii lor minori fiind acasă singuri. Cine este dator să îngrijească copilul, să-l hrănească, să-l culce, să fie mereu alături? Mama. Dar unde este ea? Nu se știe. Astfel de cazuri sunt examinate destul de des. De fiecare dată membrii Consiliului de Tutelă le amintesc acestor părinți că ei au copii, că este necesar să îi educe.
Для ребенка одинаково дорого. Копилул аре невое де мамы и де тата. Фарте дифичил копилул супорта диворцул ин фамилия. Но интодяуна ле атрагем атенция паринților ла фаптул ка ей сену се черте. Кач атит мама, кач и тата требуе са комуниче ку копилул. Тим де 20 де ани консилиул де тутела резолва диверсе проблеме де фамилия. Мембрии консилиулуи се интелнес ку паринții, рудиле копиилор, и визитеаза пе копии ла школа. Се фаче тотул пентру ка копилул са айбу о фамилие фericită, са примяска едукация и инструирие демна. Copiii sunt sub control. În Republica a luat start operațiunea Minorul. După cum remarcă în direcția Ureșenească a afacerilor interne, în decursul săptămânii curente, milițienii vor controla minuțios familiile nefavorabile și minorii ce se află la evidență. Potrivit statisticii, cele mai dese infracțiuni pe care le comit adolescenții sunt furturile. Am efectuat analiza comparativă cu 2012. Avem o reducere a crimelor comise de minori, la fel împotriva minorilor. Dar oricum, chiar dacă numărul de crime s-a redus, nu vom înceta organizarea operațiunii. Mai mult ca atât, pentru prima oară, operațiunea Minorul va avea loc în două etape. Prima va finisa la 27 octombrie, iar a doua va începe înainte de vacanța de vară. Aceasta va ajuta să fie controlată mai bine situația, explică în miliție. Artrita psoriazică, diagnosticare și vindecare, aceasta a fost tema conferinței practico-științifice desfășurate la Spitalul de Stat Republican al Invalizilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei. Conferințiar a fost doctorul habilitat la Catedra de Reumatologie de pe lângă Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițeanu din Chișinău, profesorul în științe medicale Liliana Gropa, care citește lecții pentru medicii nistreni, nu pentru prima oară. La conferință au participat specialiștii instituțiilor medicale din întreaga republică, neurologi, reumatologi, medici de familie și terapeuți. Aceștia spun că asemenea lecții sunt binevenite la etapa actuală, căci medicina se modernizează, iar literatura de profil se învechește. Obținem informații nouă, care la momentul dat, știți că e secolul 21, acum 13 ani de când am terminat universitatea și tare bucuroasă când aflăm ceva nou. Le-am adus medicilor experiența noastră în privința tratării acestor bolnavi. Le-am adus experiența internațională în evidența acestor bolnavi și i-am îndemnat ca să cerceteze pacienții cât mai precoce, deoarece cât mai repede îi depistăm, cu atât mai repede începem tratamentul și cu atât primim o prognoză mai bună. Artrita psoriazică, spune Liliana Gropa, nu este o boală dermatologică, ci una autoimună, care poate apărea și în lipsa psoriazului clasic. De aceea e foarte important de a cunoaște simptomele de bază ale acesteia, pentru a putea începe tratamentul cât mai devreme. Durerile în articulații, inflamația articulației, apariția pe piele a unor modificări, ca niște solzășori de pește apare. Durerea în coloană vertebrală, în regiunea sacrală, aceasta se intensifică mai mult toamnă și primăvară. A fost demonstrat și un slideshow pentru a le arăta tuturor celor prezenți toate caracteristicile și manifestările bolii. Numărul pacienților grav crește din cauza că nu se adresează la timp, nu înțeleg până la capăt medicul și nu folosesc tratamentul complex îndelungat. Practic, acesta este un tratament pe toată viața. Artrita psoriazică apare cel mai des între 25 și 55 de ani, însă poate la fel de bine să afecteze pacienți mai tineri. Apariția artritei psoriazice la copii poate avea loc doar pe cale ereditară, de la părinți sau chiar de la bunei. Deși în prezent nu există un tratament curativ al artritei psoriazice, medicina modernă a găsit o mulțime de forme de a ajuta pacientul și de a-i ameliora simptomele, pentru a încetini progresarea bolii. Atât pentru această ediție, o zi bună în continuare tuturor, la revedere! Potrivit meteorologilor, mâine ți așteaptă înnorări variabile, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est cu viteza de 5-8 metri pe secundă. Valorile termice vor indica noaptea la nord plus 4 plus 6 grade, ziua plus 15 plus 17. În capitală noaptea 5-7 grade, ziua plus 16 plus 18.